la inimă. Pentru noi, femeile. V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare. De fiecare dată dorința mea este ca întâlnirile noastre să fie binecuvântate prin încurajare, învățătură, mângâiere. Avem atât de multă nevoie de toate acestea. Invitatele noastre ne împărtășesc de fiecare dată câte ceva special. De această dată nu avem la acest microfon o invitată, însă n-am putut să las neîmpărtășit un mesaj deosebit pe care l-a avut Paraschiva Pop la una din conferințele cu femeile de aici. Subiectul este foarte provocator. Cine suntem noi? Cum este conținutul vasului de lut? Caracterul nostru este singurul pe care îl vom lua și dincolo. Vă las însă bucuria și plăcerea de a urmări pas cu pas felul în care ne putem țese haina de nuntă pentru întâlnirea cu mirele ceresc. Ce atitudine avem în această viață? Cum ne raportăm la tot ce ni se întâmplă? Să ascultăm însă pe Paraschiva Pop. Am gândit să avem un mesaj special pentru noi femeile, pentru că rolul nostru este deosebit de al bărbatului. Suntem sub autoritatea bărbaților, a conducerii bisericii, și trebuie să ne îndeplinim rolul foarte bine, spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria lui. Hai să vedem cine este femeia. Și am asemănat-o cu vasul de lut care poate fi purtătoare a unei comori extraordinare. Vedeți, trupul nostru este vasul de lut. Ornamentele sau desenele de pe vas ar putea fi talanții, mai mulți sau mai puțini. Iar comoara din vas este ceea ce adunăm în noi, adică caracterul nostru. Am vrut să spun că în ceea ce privește forma vaselor, ele sunt foarte diferite. Vedeți, sunt femei rezistente, bine făcute, sunt altele mai fragile, mai bolnăvicioase. Vedeți, unul dintre vase este chiar strâmb, nu este simetric. Dar oare în ce constă valoarea noastră? Nu suntem la fel, vedeți, fiecare avem o altă înfățișare, dar oare în ce constă valoarea femeii? Oare cine ne-a întocmit vasul, zice Scriptura? Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. Vedeți, el ne țese în chip ciudat, adică are rațiunile lui pentru care cât un copil se naște sănătos, vânjos, altul se naște cu un handicap motor sau mental. Dar în chip ciudat, dar el are rațiunile lui, el are motivele lui. Și îmi place foarte mult ultima parte a acestui verset. Când nu eram decât un plod fără chip, adică când nu aveam chip, ochii tăi îmi vedeau chipul care încă nu exista. Dumnezeu îmi cunoștea numele când mama mea încă nici nu știa cum mă voi numi. Da, și toate zilele mi erau rânduite.
înainte de a fi trăit vreuna dintre ele. Și când mă gândesc la celula inițială din care se formează omul și care se numește zigot și la toată informația care există în acea celulă inițială și toată persoana este ascunsă acolo, toate trăsăturile persoanei, așa cum într-o sămânță mică este ascuns programul întregii plante. Și acea celulă inițială, vizibilă cu ochi liber, care se numește zigot, are mai multă informație decât orice computer din lumea aceasta. Ce înțelepciune, ce taină, țesut în chip ciudat. Spuneam că podoaba exterioară ar fi talanții. Talanții sunt un dar, îi primim 1, 2, 5, da? Cum vrea Dumnezeu să ne hăruiască pe fiecare? Dar oare în ce constă valoarea mea? Vedeți, talanții aceștia pe care îi primim de la Dumnezeu, mai mulți sau mai puțini, mai vizibili sau mai ascunși, da? Deci sunt femei care lucrează în culise, în spatele cortinei. Poate au un dar de rugăciune, poate au un dar de mijlocire. Și fiecare își folosește talanții și să dea Dumnezeu să vii folosiți și să nu-i puneți în ștergar. Contează cum îi folosim, deci nu contează câți avem, ci cum, cu ce scop, să fim lăudați, să fim văzuți sau spre slava Domnului. Pentru că putem zidi pe temelie, fân, paie, trestie și astea vor arde și răsplata noastră va fi zero, dar putem să zidim aur, argint și pietre scumpe. Deci să reținem că talanții sunt un dar, dar caracterul este alegerea mea. Oare în ce constă valoarea femeii? Cine este femeia? Ea este inima casei. Este mai aproape de nevoile gospodăriei, a casei, ale copiilor. Este foarte solicitată. Este o femeie multifuncțională. Așa-i? Este soție, este mamă, uneori trebuie să lucreze. Și ferice de femeile care își pot permite să stea acasă cu copiii, da? Pentru că copilul are nevoie mai mult de mamă decât de bani și decât de lucruri. Deci oricine poate să-și permită acest har, chiar dacă trăiește în modestie, familia respectivă este mult mai câștigată, deși această idee nu este la modă în cultura noastră, dar este după inima lui Dumnezeu. Spuneam că o femeie este multifuncțională pentru că ea poate face foarte multe lucruri și trebuie să facă foarte multe lucruri. Ea este mamă, soție, cum spuneam. Ea trebuie să scoale noaptea la copil. Uneori trebuie să alerge, să-și ajute părinții ei. Dar poate are gospodărie, poate are grădină, poate are multe lucruri de făcut. Și ea se poate împărți. Și fie ca Domnul să vă dea dragoste, să o faceți ca pentru Domnul tot ce aveți de făcut. Vorbim de consum maxim, o lumânare care arde uneori la ambele capete. Dar fie ca acest consum să fie ca pentru Domnul, ca să aibă o răsplată. Pentru că oricum consum este și dacă este cu cârtire, ne pierdem răsplata. Structura psihologică a femeii se deosebește mult de a bărbatului. Femeile se grupează înspre polul emoțional, afectiv, sentimental, iar bărbații se grupează înspre, mai mult sau mai puțin, înspre polul rațional, cognitiv, logic. Bine, asta nu înseamnă că bărbații nu au sentimente sau că femeile nu au logică, dar femeile, într-un mod spontan, pot vorbi despre sentimentele lor, despre felul cum simt în legătură cu un lucru sau cu altul, pe când bărbații preferă subiecte neutre, despre servici, despre una, mai greu își exprimă sentimentele, simțirile personale. Spre polul emoțional se grupează și copiii și adolescenții. Cu cât copilul este mai mic, cu atât este mai mult înspre polul emoțional. Cei care nu vorbesc, ei cunosc, simt, înțeleg prin simțurile lor ce se întâmplă în jurul lor. Dar acum,
ce depinde de mine? Pentru că în vasul meu am lucruri primite de la Dumnezeu. Am trupul, temperamentul pe care nu mi l-am ales, l-am moștenit de la părinți prin ADN, dar am talanții. Fiecare dintre noi s-a născut cu o mică cărticică, un mic cod de legi, legea morală naturală. Și Scriptura spune că neamurile care nu au lege fac din fire lucrurile legii, dovedind prin aceasta că legea este scrisă în însăși inimile lor. Da? Deci fiecare om este ființă morală, știe aproximativ ce este bine sau ce este rău. De asemenea, ne naștem cu un mic tribunal, conștiința, lumina conștiinței. Da? Și Scriptura spune lumina care este în tine. Dar dacă lumina care este în tine este întuneric, spune Scriptura, cât de mare trebuie să fie întunericul acela. Adică dacă conștiința este adormită, dacă conștiința este întunecată de păcat. Aceste lucruri le-am primit de la Dumnezeu, dar oare ce depinde de mine? Pentru că am lucruri adunate de mine în vasul inimii mele. Și întrebarea se pune din nou, oare în ce constă valoarea femeii? În vasul inimii spuneam că adunăm caracterul. Acum să vedem ce este caracterul, ce înțeleg eu prin caracter. Trăsături de caracter, atitudini, motivații, intenții, scopuri, gânduri, fapte. Și caracterul stă mai mult în partea nevăzută a ființei mele, da? Deci ceea ce văd oamenii se numește imaginea mea în biserică, în comunitate, reputația mea. Și este importantă reputația, zice că un nume bun face mai mult decât aurul sau argintul, da? Deci merg la biserică, cânt în cor, am anumite slujbe, dar Domnul se uită dincolo de reputație. El se uită la partea ascunsă, căci omul se uită la ce ispește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Dacă faci o faptă bună, Domnul nu se uită neapărat la fapta bună, ci cu ce scop ai făcut, cu ce motivații, de ce ai dat banii ca să fii văzut sau ai dat din milă. Da? Deci întotdeauna Domnul se uită la ce în spatele faptelor bune. El se uită ce gânduri ne trec prin cap, care sunt scopurile, intențiile noastre când spunem o vorbă, când facem o faptă. Deci contează ce nu se vede. Da? Sigur că noi căutăm să ne păstrăm numele bun, reputația bună, imaginea bună în comunitate, în biserică, dar Dumnezeu este interesat de ceea ce nu se vede. Cine sunt eu când sunt singur? Când sunt singură în cămăruța mea, cu copiii mei, cum vorbesc, cum mă port? Cine sunt așa cum mă vede Dumnezeu? Acesta este caracterul. Caracterul reflectă chipul stăpânului metafizic ales. Dar și pe cine slujești? Dacă îl slujești pe Dumnezeu, te transformi din zi în zi, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, după chipul celui pe care îl slujești. Dar dacă îl slujim pe celălalt, ne transformăm tot mai mult după chipul și asemănarea aceluia. Să dea Dumnezeu să ne alegem stăpânul ceresc, da? Pe Dumnezeu. Și caracterul cristic este o frumusețe a inimii care nu trece. Vedeți, frumusețea exterioară trece. Trupul, vasul de lut, se învechește ca o haină. Dar omul nostru din lăuntru, spune Pavel, se înnoiește zi de zi. Deci putem să fim transformate din zi în zi după slăvitul chip al lui Hristos, cu un caracter cristic. Valoarea stă întotdeauna în partea nevăzută pe care o vom lua cu noi. Nu vei lua diplomele, nu vei lua casa, mașina, nu vei lua absolut nimic decât caracterul, decât ceea ce ai strâns, decât ceea ce am strâns în inima mea. Și vom avea mari surprize în ziua aceea,
când vom vedea strălucind oameni simpli, nebăgați în seamă, femei de pe ultima bancă, simple, nebăgate în seamă, dar oameni ai rugăciunii, oameni care au lucrat în culise, dincolo de cortine, susținând lucrarea lui Dumnezeu. Și pentru că atitudinile sunt o parte foarte importantă a caracterului, ne vom ocupa mai în detaliu de atitudini. Deci atitudinile sunt parte importantă și integrantă a caracterului, a conținutului inimii. Ce sunt atitudinile? Cum le-am defini? Atitudinile sunt o stare a inimii pe care o adopt în mod conștient, deci în mod voit, în mod deliberat, în fața unei vești, a unei boli, a unui accident, a unui șoc, de vreun fel sau altul. Deci este o reacție. Cum reacționez când aud că am o pierdere financiară? Ce reacție am când medicul îmi spune diagnosticul? Da? Un diagnostic pe care n-aș vrea să-l aud. Cum reacționez când trec printr-un accident, când trec printr-un, știu eu, printr-o altă criză, când circulă anumite vorbe pe seama mea, niște vorbe nedrepte și n-am cum să mă justific, ce reacție am? Atitudinile ar putea fi asemănate și cu niște ochelari. Dacă îmi pun ochelari cu lentile roșii, văd toate lucrurile cu o nuanță de roșu. Dacă îmi pun niște ochelari cu lentile verzi, aș putea să văd toate lucrurile cu o nuanță de verde. V-aș recomanda foarte călduros niște lentile care v-ar ajuta să vedeți lucrurile așa cum sunt ele. E adevărat că aceste lentile nu se găsesc în comerț, însă este vorba de filtrul Sfintei Scripturi. Dacă cunoaștem Scriptura și vedem lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, vedem oamenii și situațiile așa cum le vede El, ferice de noi. Apoi putem să privim partea goală a paharului sau partea plină a paharului. Putem să privim binecuvântările și să mulțumim Domnului pentru fiecare mică sau mare binecuvântare. Sau putem să ne focalizăm pe ce nu avem, pe frustrări, nu ne ajunge, că nu se poate, că nu iese, că nu... Deci putem să ne focalizăm pe ceea ce nu este. Dar să nu uităm că omul nu poate primi decât ceea ce este dat din cer. Ioan 3:27. Deci, tot ce am, sănătatea mea, salariul meu sau pensia mea, iubirea pe care o am de la cei din jur, tot ce am este numai ceea ce îmi este dat din cer. Omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Între evenimentele din viața noastră și răspunsul nostru față de ele, se găsesc ochelarii noștri, adică convingerile noastre sau interpretările pe care le dăm respectivelor evenimente. Este un citat din Ortberg. Cum se formează atitudinile? Le preluăm de la părinți într-o primă fază. Da? Deci, mare atenție, mame, bunici, pentru că copiii preiau inconștient de la noi atitudinile noastre. Deci ei văd cum reacționăm noi în anumite situații și ei ne copiază. Deci e o mare răspundere. Ce moștenire lăsăm copiilor noștri? Apoi, atitudinile sunt influențate de temperamentul specific cu care ne naștem. De pildă, femeile colerice sunt mai predispuse să reacționeze brusc, să arunce o vorbă, să se mânie, iar femeile melancolice sunt mai predispuse să fie negativiste. Păi asta nu va ieși, păi nu se poate, păi spre depresie, spre oboseală, spre... Femeile sangvinice sunt predispuse înspre sporovoială, superficialitate, râs, glume.
Fiecare temperament are părți pozitive și părți negative, dar noi ca femei creștine care suntem chemate să ne răstignim firea, da? Și să fim împreună lucrătoare cu Dumnezeu, trebuie să prelucrăm, să omorâm părțile negative ale temperamentului nostru și prin luarea în stăpânire a celor trăsături, această stăpânire, această stăpânire de sine, să-i spun așa, devine o trăsătură de caracter. Atitudinile se formează prin educație și decizie internă. Să zicem, citesc o carte și îmi dau seama că, stai puțin, nu-i bine cum reacționez în situația cu tare. Aud o predică, particip la un seminar. Deci educație și decizie internă. Dar nu se întâmplă așa că seara mă culc și zic, măi, a fost foarte bună predica de astăzi și uite, m-am hotărât ca de mâine să procedez așa. Pentru că nu se întâmplă într-un mod spontan, este o luptă cu noi însene. Deci este o luptă, da? Pentru că Duhul poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului, așa că nu puteți face tot ce voiți, spune Scriptura. Deci este o luptă internă până ne deprindem, da? Se formează o deprindere în timp ca să reacționăm așa cum îi place Domnului în diverse situații. Apoi, prin nașterea de sus, atitudinile devin roade ale Duhului Sfânt. Și aici este vorba despre lucrarea Duhului și efort personal, da? Efort personal împreună cu Harul Divin. Oare suntem victime ale moștenirii din familie? Păi ce să facă, și părinții mei așa au făcut. Sau suntem victime ale temperamentului? Păi ce să facă, așa sunt eu. Asta e o scuză ieftină. Așa sunt eu. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, omul cel vechi, da? Pentru că toate lucrurile în Hristos se fac noi. Oare suntem victime ale circumstanțelor? Ne manipulează evenimentele? Ne manipulează circumstanțele? Ce se întâmplă cu noi? Făptura nouă trebuie să fie superioară, deasupra circumstanțelor, deasupra evenimentelor. Să eliminăm deci părțile negative prin voință, exersare, decizie personală și prin nașterea de sus. Atitudinile sunt singurul lucru pe care îl putem controla. Puteți să știți ce vi se întâmplă mâine, ce vi se va întâmpla mâine, peste o săptămână, peste o lună? Cine știe? Știi cum va evolua sănătatea ta, starea sănătății tale? Știi ce se va întâmpla cu copiii tăi? Știi prin ce vei trece, prin ce altceva vei trece? Nu știm, nu putem controla, nu depinde de noi. Și Charles Swindoll spune așa, sunt convins de faptul că 10% din viață, 10% din calitatea vieții constă în ceea ce mi se întâmplă, iar 90% din felul în care reacționez la ceea ce mi se întâmplă, suntem responsabili de atitudinile noastre. Am încheiat citatul. Deci 10% din calitatea vieții depinde de ceea ce mi se întâmplă și 90% din felul cum reacționez, din felul cum interpretez ceea ce mi se întâmplă, felul cum văd ceea ce mi se întâmplă. Dragi prietene, ați urmărit o parte din conferința Atitudini pentru noi femeile. Tema prezentată și dezvoltată ne răscolește mintea și ne determină să ne gândim foarte serios la treapta pe care ne aflăm acum. Vă invit însă și data viitoare să o urmărim în continuare pe Paraschiva Pop. Vom avea din nou provocări pentru viața noastră. Sunt Lidia Iliesi și doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toate în formarea unui caracter după voia lui Hristos. La revedere! Thank you.
Pășește inimii din pieptul meu și fă-o, Doamne, să înțeleagă cuvântul Tău prin dragoste mereu și voia Ta de plin. Vorbește inimii că vreau de plin un martor viu să-ți fiu pe cale, cu tine alături jugul tău divin să-l port pe munte și vorbește inimii așa cum știi și crește-mi a iubirii lavă. Spre tine mire drag ce-ai spus că vii ca să mă iei cu tine să la inimă, la inimă. Pentru noi, femeile.